ești plecat în lume și ți este dor de casă și nu vrei să fii singur, prietenii ți-adună. Alungă supărarea și grijile le lasă, cu noi îți va fi bine. Vrem să te înveselim și vrem să te destindem, că viața-i tare grea, deci simte-te acasă la Prodiaspora. Noi ne gândim la tine, române, te iubim, pe ritmul rock sau country. Vrem să te înveselim și vrem să te destindem, că viața-i tare grea, deci simte-te acasă la Prodiaspora. E muzică în continuu, noi ne-am uitat amarul, avem și o coră mare să cânte lăudarul. Avem cafea și teatru și un vesel carusel la carul plin de doruri. Noi să cântăm. Noi ne gândim la tine, române, te iubim, pe ritmul rock sau country, vrem să te înveselim și vrem să te destinem, că viața-i tare grea, de simte-te acasă la Prodiaspora. Noi ne gândim la tine, române, te iubim, pe ritmul rock sau country, vrem să te înveselim și vrem să te destinem, că viața-i tare grea, de simte-te acasă la Prodiaspora. Invită-ți partenerul, alege-ți melodia, o znoavă dedicații, mesaje și iubirea. La noi găsești de toate, că asta nimenirea, oriunde ne-am aflat. Strigăm, ai România! Noi ne gândim la tine, române, te iubim, pe ritmul rock sau country, vrem să te înveselim și vrem să te destindem, că viața-i tare grea, de simte-te acasă la Prodiaspora. Noi ne gândim la tine, române, te iubim, pe ritmul rock sau country, vrem să te înveselim și vrem să te destinem, că viața-i tare grea, deci simte-te acasă la Prodiaspora. Deci simte-te acasă la Prodiaspora. Deci simte-te acasă la Prodiaspora. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi prieteni, dragi colegi, sunt Vlad Tătaru și chiar dacă suntem puțini, voi fi gazda dumneavoastră în această după-amiază plăcută. Ne-am adunat aici pentru că în urmă cu 6 ani se lansa un proiect care promitea foarte multe. Două persoane din două țări diferite își doreau să ajungă la sufletele românilor care locuiesc în afara granițelor țării. Părinții spirituali ai radioului Prodiaspora sunt doi oameni pe care sunt sigur că îi cunoașteți, fără de care astăzi n-am fi putut să fim aici, și anume doamna Ecaterina Câmpean, care este originară din Valea Jiului, și domnul Robert Langman din Germania. Și cum visul domniilor a fost să poarte un nume acest radio, el s-a numit Prodiaspora. Eu invit alături de mine pe scenă să vă spună mai multe și de ce nu? Să vă povestească exact cum s-a născut radioul. Robert.
Bună dimineața, bună ziua și chiar bună seara. De ce spunem noi bună dimineața și bună ziua, chiar dacă fi seară? E foarte simplu. Ne ascultă lumea de peste mări și peste țări, nu numai aici în România, deci ne ascultă din America, din toată Europa, din Asia, de pe croaziere, unde sunt sufletele românești răspândite. Eu fiind de 34 de ani în Germania, am spus, hai să facem ceva frumos pentru cei care simțim împreună și așa am reușit. Sper că am dat roduri bune, sper să vă placă programul de astăzi și să ne ascultați în continuare. Hai să vedem ce spune colega mea și revenim. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit și în această minunată seară. O seară în care, cu siguranță, se va scrie o nouă filă de poveste în Cartea de Onoare Apostolului de Radio Pro Diaspora. Vreau să salut cu mult drag pe prietenii mei din Italia, care au venit, le mulțumesc din suflet. Îi salut cu mult drag pe prietenii mei din Germania, care se află acolo. Am deosebită onoare să o salut cu mult drag pe Alice, din Germania, mama colegului meu, care este pentru prima oară aici, în Valea Jiului. Îmi pare rău că, totuși, sala este aproape goală. Acești oameni au venit din Germania, au venit din Belgia, dar totuși se pare că în Valea Jiului cultura este pe locul 3, 4, 5. Probabil că problemele dumneavoastră sunt mult mai grave, iar noi poate reușim să facem ceva, poate nu. Cu siguranță că am reușit să facem cunoscută Valea Jiului peste hotare. Acest spectacol, lucruri minunate despre vulcan, au apărut în multe ziare din Germania, din Italia, din America, din Australia, dar, din păcate, presa din Valea Jiului a uitat să scrie câteva cuvinte despre acest minunat eveniment. Colegii mei au venit de departe. Noi am crezut că eu personal, fiind din Valea Jiului, voi reuși să îmi adun alături de mine oameni cu care am lucrat, prieteni, familie, familia mea este alături de mine, sora mea se află acolo, fica mea, prietenii mei, vărul meu, dar dacă nu suntem susținuți de presa locală, de oamenii de aici, se pare că acest spectacol va fi ultimul pe care îl vom organiza aici. Noi am mai organizat evenimente în Belgia, în Germania, unde sălile au fost arhipline. Se pare că românii din diaspora sunt mult mai uniți decât suntem noi cei de acasă. Vă mulțumesc din suflet! Hei, dragii mei, eu îți promit, Patrick, că anul viitor, dacă vei vrea la Oradea, cu siguranță vei găsi sprijinul autorităților locale și chiar ar fi o onoare pentru mine ca și cetățean al municipiului Oradea să facilitez găzduirea unui astfel de spectacol la Oradea și sunt sigur că românii din țară vor aprecia și apreciază în continuare acest gen de spectacol. Robert, dacă vrei să mai spui ceva? Da, două vorbe, deci puteți să ne ascultați în momentul de față pe internet, bineînțeles, la adresele www.prodiaspora.ro sau .de sau .com sau .org. În afară de aceasta, puteți să ne ascultați în momentul de față sau poate mai târziu pe 4U FM, sunt partenerii noștri. Avem mai mulți parteneri în direcția FM, Național FM, Cultural FM, Radio România Internațional. Mulțumim toți partenerilor noștri pe calea aceasta și zic să dăm drumul la distracție. Da, dragii mei, în această seară, pe scena cinematografului din Vulcan, am deosebită onoare să-l invit pe Cătălin Stepa. Să-l aplaudăm!
la linia 1. Opa, mai așa. O să când și eu trec pe cele și după aia vă invit să rămâneți să rămân. Vă bucurați de tot spectacolul. Nu vă țin de vorbă, că nu prea leagă cu vorbele, așa că mergem înainte. În noaptea asta le grob pe toate, la mine suflet și la mine gând. Mă piciuie fantome încruntate, noaptea asta te iubesc plângând. În noaptea asta e voi pune foc la rădăcina celor întâmplate. Am obosit să urlu și să joc, în noaptea asta e voi pune foc. Va arde, va arde iubirea de nut. Pe tot ce-am trăit, două cruci au crescut. Și anii de iubire-mi sunt săraci, și frânghia e subțire și pustiu. În noaptea asta n-ai decât să taci, căci orice spune este prea târziu. Și dar aș vrea să nu mai vreau nimic, când nu poți să rostești nici da, nici nu. Mă-nțeapă crivățul și-mi este frig, în noaptea asta m-a ucis și tu. Va arde, va arde iubirea de lut, pe tot ce-am trăit două cruci au crescut. Mai arde pe sfârșit de lumânarea și sunt probabil acum mă strici. Iar eu stau la taifas cu disperarea, că noaptea asta nu mai ești aici. În noaptea asta e voi pune foc la rădăcina celor întâmplate. Am obosit să urlu și să joc, în noaptea asta e voi pune foc. Va arde, va arde iubirea de lut, pe tot ce-am trăit două cruci au crescut. Va arde, va arde iubirea de lut, pe tot ce-am trăit două cruci au crescut. Mulțumesc! A fost un cântec care se numește Vida de Lut, următorul se numește Cum voi trăi. Cântecele astea se vor regăsi, sper, la un moment dat, pe un material discografic, care o să apară într-o lună, acum care lună nu știu, da? Într-o lună sigur o să apară. Mi-e teamă, respinând, sălucit. Secunda asta veșnic trecătoare. Să nu te pierd, mă osândesc să-nchid. Pe veci în mine timpul cu zăvoare. Că uite iar vin zorii și eu știu cum se zidește în sal când o veste că am iubit, că s-a făcut târziu. Și-n tine am rămas doar o poveste. Cum voi trăi dacă într-o zi plecând uitavo despre tot ce ni se întâmplă? Și dacă va ploua la mine în gând și iarna va veni la tine întâmplă. Mă cerului dă-mi ochii să-mi știu când vine vremea să plecăm acasă, ca într-un azil de scâncet vișiniu.
de pe masă. Cum voi mai ști că îngeri te-au iubit? Prin carnea mea, ca pe un truchipare de Dumnezeu, cu trup de fân cosit și buze de cireșe dulce amare. Cum voi trăi dacă într-o zi plecând uitavă despre tot ce li se întâmplă? Și dacă va ploua la mine când și iarna va veni la tine întâmplă? Mai bine m-am gândit că văd că s-o tot stins luminile așa pe dacă mai cânt mult, poate să ia și curentul. Dacă nu ne-am fi întâlnit absolut din întâmplare, tu pe altul oarecare tot așa l-ai fi iubit. Dacă nu ne-am fi întâlnit pe altul l-ai fi iubit. Și așa, ce lucru mare că într-o zi ne-am întâlnit și că-s foarte fericit absolut din întâmplare. Și așa, ce lucru mare că într-o zi ne-am întâlnit și că-s foarte fericit absolut din întâmplare. Cu bucurie altuia străin nu mie mângâierile de-acum. Ai fi dat cu bucurie altuia străin nu mie. Și așa, ce lucru mare că într-o zi ne-am întâlnit și că-s foarte fericit absolut din întâmplare. Și așa, ce lucru mare că într-o zi ne-am întâlnit și că-s foarte fericit absolut din întâmplare. Foarte mulțumesc! Mulțumim, mulțumim! Așa. Am deosebită plăcere să invit pe scenă o folchistă din generația veche. Este cunoscută de dumneavoastră datorită aparițiilor TV, datorită promovării de care a beneficiat la Radio România și, nu în ultimul rând, datorită apariției la celebrul cenaclu Flaca. Se numește Petronela Baldovin, va urca pe scenă în aplauzele dumneavoastră și ne va interpreta două piese. Una având versurile scrise de Ana Blandiana, iar cealaltă având versurile scrise de regretatul și îndrăgitul poet Adrian Păunescu. A doua piesă o va interpreta împreună cu prietena domniei sale din Lupeni, cu doamna Marie Peptenaru. Trebuie să precizez că doamna Petronela are un cenaclu literar care se numește Pas cu Pas, a fost lansat la Iași, iar ulterior a fost dus până în Sparta, în Grecia, și în prezent descoperă tinere talente în Lupeni și le promovează, adică le inițiază în arta cântului, a teatrului și, cum am spune noi, în arta frumosului. Petronela Baldovin! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Salut pe doamna Cati, îmi pare foarte bine că am cunoscut-o și bineînțeles că îi salut pe toți cei care colaborează la acest radio, care este super, este un radio super. Și am cunoscut foarte mulți oameni și ne-am împrietenit foarte, foarte bine pe internet.
O să cânt o jumătate de lună, versuri Ana Blandiana. Dacă vrea cineva să mă ajute, că se duce microfonul. De dansuri populare aici în Valea Jiului, mai în special în Lupeni, se numește Mariana Peptănaru. Este o iubitoare de tot ce e frumos și de tot ce poate fi artă și am invitat-o să cântăm un cântecel împreună. Chiar dacă ea nu a cântat folk, vom cânta în seara aceasta. Mary Peptănaru. Thank you.
Scenă, pentru că până la urmă ce poate fi mai frumos decât să faci sală gratuit? Nu? Am dreptate? Doamne, dar de ce sunteți atât de speriați? Nu se întâmplă nimic greu aici. Fac eu un pic de sală. Hop! Atât. Următorul interpret este un folchist pe cont propriu. Aș fi putut să vă spun despre el foarte multe lucruri. Vă voi spune doar atât. Este un om care și-a dedicat întreaga viață folcului, un artist din Lupeni, se numește, vă spun eu cum se numește, Florin Camen. Să-l aplaudăm! Am luat scaunul, știu, asta e. Nu, i-am spus să-l aplaudăm! Bun găsit, oameni buni! Mă bucur că v-ați mai înmulțit între timp. Eram pregătit să intru al 8-lea, sau acum deja am ajuns la numărul 8. Nu am timp ca să vă privesc, că după ce încep să cânt, nu mai văd nimic. Mulțumesc, Radio Pro Diaspora, pentru că m-ați difuzat și pentru că m-ați invitat, m-ați chemat să fiu aici între ai mei. Drept pentru care am să încerc cu o piesă care a fost foarte bine primită, spre marea mea bucurie, pentru că este o piesă de interior, o piesă pe versurile poetului Radu Cir. Thank you.
Și iar mi-e dor de umbra ta, de câte încerc să uit, mi-e dor de câte n-am putut uita. Și când îmi flacără și-n fum, aș vrea să spun pe umbra ta, tu te retorci ca un parfum din tot ce n-am putut uita. Și când îmi flacără și-n fum, aș vrea să spun pe urma ta, tu te retorci ca un parfum din tot ce n-am putut uita. M-aș vrea la fel cu pomii goi, aș vrea ca frunza-n vânt să pieri, dar din zăpadă vine apoi cum se întoarce floarea mea. Și când îmi flacără și-n fân, aș vrea să spun pe urma ta, tu te întorci ca un parfum din tot ce n-am putut uita. Și când îmi flacără și-n fân, aș vrea să spulber urma ta, tu te întorci ca un parfum din tot ce n-am putut uita. Zâmbetul să-ți pierd, dar crești din orice strop de vin, din orice strugă ce-o desmiert. Și când îmi flacără și-n fum, aș vrea să spulber urma ta, tu te reîntorci ca un parfum din tot ce n-am putut uita. Și când îmi flacără și-n fum, aș vrea să spulber urma ta, tu te întorci ca un parfum din tot ce n-am putut uita. Din tot ce n-am putut uita. Următoarea piesă pe versurile poetului Adrian Păunescu, piesa care dă titlul albumului cu numărul 4, Altă Toamnă Absolută. Thank you.
Vino la fereastră, spune-mi că e bine. Vara moare de struguri și într-o cafea. Toamna absolută a venit la mine. De când sunt toamna să te pot uita. Frunzele încredere cu raioare sântă. Și e toamnă mare și e foarte greu. Viață relativă, toamnă absolută. Se transcriptă posibil în destinul meu. Mă cumva pauzat, te-ați monoxos. Am înstoi vieță noi de gazon. Mă cumva pauzat, te-ați monoxos. Am înstoi vieță noi de gazon. Toamna absolută și tu ești mai tristă ca distanța care s-a mulțit cu noi. Vino la fereastra care nu există, peste care urcă zidul între noi. O scenografie, întâlnirea noastră, zidul prăbușită sub un vânt ocult. Toamna absolută, nu-i nicio fereastră, poate doar fereastra unui tren de mult. Mă cumva acumat, te-ați monoton, am stoi vieți noi de carton. Mă cumva acumat, te-ați monoton, am stoi vieți noi de carton. Uneori partenerul de la tamburină mă mai enervează, tot pleacă înainte, așa, dar în general ne înțelegem destul de bine. Fobia de a nu uita versurile. Se aude bine la dumneavoastră, da? Înțelegeți ce spun? Sau ce cânt, mai bine zis. Asta e foarte important. Asta ne diferențiază pe noi folchiști de ceilalți cântăreți de alte genuri muzicale. Mesajul și poezia adevărată pe care o folosim. În încheiere, piesă, aș putea spune, declarație de avere, se numește, că tot e în tot cu ce se întâmplă, pe versurile bunului nostru prieten Dinu Olărașu, un poet și un folchist extraordinar, care m-a citit ca pe un ziar și a scris special pentru mine versurile astea. Da.
stare, nu am rost, nu am tricou la cost, am vicii, nu am bani. E un drum pe care nu, măcar la piesa asta să nu fie, se poate ceva. Ok, parcă dispărută. Sau mai bine opriți boxele astea de control. N-am stare, nu am rost, nu am tricou la cos, am vicii, nu am bani, am miliarde ani. Nu am somn, dar am vis, am mereu cordul deschis. Intră doar dacă vrei, cu bunarul dragostei. Am în piept o schigă, dulcea mea cu grijă. Hai spune-mi suflete, dacă poate mă iubești. Pe deasupra mare, mare suflete, dacă totuși mă iubești. N-am fiță, nu am jeep, nu am față, dar am chip. Îmi-n mintea să ajung mult mai sus de parâng. Am și eu îngerul meu, bodyguard la Dumnezeu. L-am văzut, când eram de tot pierdut. Am în piept o schigă, dulcea mea o grijă. Hai spune-mi suflete, dacă mă iubești. Pe deasupra mare, mare suflete, dacă totuși mă iubești. Am totul, n-am nimic, cântecul pe care-l țip. Mai mereu iluzia, că a fost albă pâinea mea. Uneori, din când în când, mă dau soarelui rotund. Mă dau lunii uneori, când stă plină după voi. Am pietre schijă, dulcea mea o grijă. Hai spune-mi suflete, dacă mă iubești. Pe deasupra mare, mare absurd, cu aripile în pământ, te rămâne urma mea, pentru stele o șosea, ca o cârtiță prin cer, oarbă astăzi, mâine ei. Fac luminii galerii, dacă va veni într-o zi.
Florin Paul Camen, un artist care are mai multe premii în palmares decât articole are Constituția României. Să-l aplaudăm încă o dată! În următoarele minute am să invit în scenă o domnișoară, se numește Carina Matei și ne va interpreta trei piese. Prima se numește Something's Gonna Hold On Me și este cântată de Christina Aguilera. A doua se numește All About The Bass, e celebră, interpretată de Meghan Trainor. Iar ultima o cântă Pink și se numește So What. Lângă mine se află Carina Matei. M-am descurcat cu prezentarea, nu? Something's gonna hold on me. All of us the best. So what? Bun. Să vă audăm! Oh, sometimes I get a good feeling. From the bottom to the top.
noi. Alături de noi se află domnul primar Gheorghe Ile, care până acum a fost reținut datorită datoriei pe care trebuie să o îndeplinească astăzi fiind sâmbătă și mulți dintre cei care au trecut cu mașinile de aici au spus da, dar nu unul în fața celuilalt, ci în fața domnului primar al municipiului Vulcan, fără de care acest eveniment n-ar fi putut avea loc. Eu îl invit pe domnul primar să urce pe scenă alături de noi, să ne spună două, trei cuvinte. Bună seara! Așa cum a spus și colegul, într-adevăr, am avut câteva comunii și n-am putut să fiu de la început, dar niciodată nu este prea târziu. Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, doamnei Câmpeanu, pentru că a ales municipiul Vulcan să-și desfășoare activitatea aici pentru pro-diaspora. Ce importanță mare are acest festival pe care îl face aici la noi, la Vulcan? În primul rând, selectează tineri. Selectează tineri pentru întreaga lume. Mult poate nu știu că tot ceea ce astăzi se cântă aici la Vulcan se difuzează în întreaga lume, în America, în Africa, în Europa, chiar și la Ruș ajunge. Totodată pe radio cât și pe internet. Și pentru noi este important acest lucru, să cunoască și să știe mulți dintre românii care sunt plecați mai demult din țară, care n-au reușit încă să vină în țară, să știe că totuși în România se face muzică, avem tineri, noi talente și aceste talente noi sau tineri care se recrutează, li se va transmite, li se vor transmite aceste melodii peste tot și să știți că acest post pro-diaspora este catalogat ca unul dintre cele mai importante posturi internaționale. El a fost aplaudat la scenă deschisă peste tot unde au fost și au primit premii de la anumite facultăți din lume pentru modul în care știu să promoveze România și muzica românească. Eu ce pot să spun, doar că îmi pare rău de tinerii din Vulcan că nu vin mai mulți, chiar este gratisă intrarea și ar putea să vină în loc să stea pe la baruri și să fumeze pe la crâșme, mai bine ar veni aici în sală, că ar fi mai câștigați un pic. Din păcate, trebuie să recunoaștem că nu prea savurează tinerii noștri sălile de spectacole, doar numai când se aduc cu forța sau sunt spectacolele lor. Îmi pare rău din punctul ăsta de vedere, dar asta este, trebuie să le luăm ca atare. Din păcate, spun asta că la spectacolele ce le desfășoară liceul sau școlile, vin toate rudele, vin părinții, vin toți prietenii și atunci, într-adevăr, se umple sala. Probabil că vor înțelege asta mai târziu. Încă o dată aș vrea să mulțumesc tuturor celor care s-au obosit să vină aici la noi, în Vulcan. Am să le asigur până la capăt tot ceea ce trebuie în această sală, gratuit, pentru că este un parteneriat între Primăria Municipiului Vulcan și ProDiaspora. Este al doilea festival pe care îl organizăm aici la Vulcan. Să sperăm că anul viitor vor fi mai mulți și vom reuși să facem probabil o mai bună propagandă, să vină tinerii alături de noi. Eu doresc tuturor succes celor care vin pe scenă și aș dori ca tinerii noștri să se afirme cât mai mult și să încânte pe toți românii care sunt plecați
în străinătate. Vă spun din experiență, atât în Germania, cât și în Austria, în Ungaria, pe unde am fost și am reușit să avem întâlniri cu românii care sunt plecați. Doresc enorm de mult să asculte muzica românească, mai ales cei care nu prea au fost în țară de mult. Vă doresc succes și vă mulțumesc, doamna Câmpeanu, pentru efortul care îl faceți să veniți cu atâția artiști din străinătate la noi. Vă mulțumesc și, sigur, vă aștept și anul viitor. Vă mulțumesc foarte frumos! Domnul primar Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan, să-l aplaudăm! Următorul interpret nu are nevoie de nicio prezentare. Colegul meu de la Radio Pro Diaspora, Florin Suțuianu. Bună seara și bine v-am regăsit după un an de la împlinirea 5 ani. Anul acesta, 6 ani, la mulți ani, Pro Diaspora. O primă piesă pe care o voi interpreta se intitulează Cântă cu gust străinat, o piesă pe versul de Mihăiță Macoveanu. Cântă cu gust, săinat, în puiul
piesă, versul de Mirona Dumn Paraschivescu, Dragoste. De am noi amândoi bibilică imiloi, când ardea soarele întoi, parcă dase boala noi. Una ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, mă după și tare coare. Una ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, mă după și tare coare. Îți pica vorba dumoară, care scânte cu neboare, lacrimă erau și stea, ochii tăi de peruzea. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, mă după și-mi dare voale. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, mă după și-mi dare voale. S-a evit un domnișor care te-a vrășit ușor, ori ți-a fost mintea năurcă, de te-a prins dorul de ducă. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, mă după și-mi dare voale. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, mă după și-mi dare voale. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, mă după și-mi dare voale. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare, mă după și-mi dare voale. O piesă dragă a prietenului meu Cil Ioniță, Să ne iubim. Dumneavoastră, dragi și vii din lume, urmăriți de moarte un anim, vă propun un odin, nu de luptă, să ne iubim. La Congresul Mondial al Firii ai propus for you an urban dream, vă propun un odin, nu de lume, să ne iubim, să ne iubim, să ne iubim, să terminăm al morții haos, să ne iubim. Îndrăgostiți pe loc de paos,
care am să le invit pe scenă. Este cunoscut datorită bunor versuri pe care le cântă doamnelor și le promite un singur lucru. Eu am să încerc să vă fac să ghiciți despre cine este vorba. Doar o secundă. Durează puțin, nu mult. Mi-am rătăcit și eu foile, asta e, se întâmplă uneori. Dar le-am găsit. Am să vin dintr-o toamnă mai veche, florile de cireși în secunda ureche. Am să vin dintr-o toamnă cu soare, florile de salcând când sunt pline de soare. Cornel Bușa! Are nevoie de mai multe aplauze, Cornel Bucșu, pentru că este emoționat. Asta este. Mi-am plecat că s-a supărat și m-a lăsat pe mine să cânt. A rămas blocat, asta e, ce se fac. O să trec la strofa a doua, dacă nu vrea să vină să cânte el, asta e. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Cornel Bucșă, hai Cornel, lasă scările, ce Dumnezeu! Mă bucur să fiu din nou cu voi după un an de zile în orașul Vulcan. Eu sunt plecat de aproape 20 de ani în Germania. Apropo, chiar vreau să vă spun că noul ambasador al României în Germania este domnul Emil Horezeanu. Am vorbit acum câteva zile cu el și ne-a promis că va ajuta postul nostru de radio, Radio Pro Diaspora. Ce vreau să vă mai spun, azi noapte venind prin Austria, ascultam la radio emisiunea lui Andrei Partoș, psiholog muzical. Am vorbit cu el și după câteva minute a anunțat la radio și ne-a felicitat pentru aniversarea noastră de 6 ani de zile la Radio Pro Diaspora. Îi mulțumim oricum! Am să vă cânt o melodie, mi-ar o cântam acum 20 de ani, cred. Când se încarcă roza de lumini și spini, când se aprinde roa dimineții în crin, prin ferestre fluturi coborâți din cer, zboară doar din alte duhuri de mister, ca legende, mituri, nori grei nu mai sunt, fanii se înalță greu peste pământ, doar flori moarte încearcă paliți vieți viețeci să ajung acolo în locuri reci. Noi copii ai lumii pe al ei pământ, ne unim în faptă, nu ne mișcă vânt. Ne unim în faptă, ne unim în vis, ne unim în crezul că-ți crezut ce-am zis, că-ți crezut ce-am zis. Mulțumesc mult! A doua melodie e o melodie în ton cu luna mai. Noapte de mai, cu flori argintii, m-apropie de umerii nuzi, alături de mine, petale să fii, să adulme cu obrajii tăi uzi. Vino cu mine, fără să știi, dacă e noapte sau zi, să ne unim de o mie de ori pe țărmul pierdutelor ploi.
Noaptele mai ce frumoasă mi-apari, stele-ți lucesc în privire și văd oglindindu-se în ochii tăi culorile primei iubiri. Vreau ca să știi, când eu nu voi mai fi, pot să existi sau să mor. Și iarna va fi pe pământul de flori, cu ultimul dintre noi. Când toate zăpezile se vor topi sub umbrele pașilor tăi, rămân două umbre ce mai ce știu ură, să doară puțin împreună. Rămân două umbre mai ce știu ură, să doară puțin împreună. Mulțumesc! Dacă ați ascultat, vreodată emisiunea mea de la Radio Diaspora, care o am sâmbătă seara, fiecare sâmbătă, am o melodie pe care, cu care făceam reclamă la radio. Într-o seară de iarnă cu stele, chiar ultim regret aș avea, n-ai să uiți niciodată, iubito, noaptea asta și dragostea mea. Printre stropii de ploaie, prin stele, amintiri gânduri dragi seara mea. N-ai să uiți niciodată, iubito, noaptea asta și fulgi de nea. Și refrenul: o seară frumoasă doar pentru voi, o seară frumoasă doar pentru noi. Și luna și stelele și doar noi doi, și vântul să vie prin părul tău fin. O seară frumoasă și o cană cu vin, o seară frumoasă doar pentru noi. Și luna și stelele și doar noi doi, și părul să vie prin părul tău fin. O seară frumoasă și o cană cu vin, printre stropii de ploaie, prin stele, amintiri gânduri dragi seara mea. N-ai să uiți niciodată, iubito, noaptea asta și sfântul de mai. Dar privește cum vara ne plânge, lacrimi calde ne curg pe obraz. E o vară cum n-a fost niciodată, nu mai știu de vise sau sunt treaz. O seară frumoasă doar pentru noi, și luna și stelele și doar noi doi, și vântul sări prin părul de mai. O seară frumoasă și o cană cu vin, o seară frumoasă doar pentru noi, și luna și stelele și doar noi doi, și vântul sări prin părul tău fin. O cană frumoasă, o cană de vin. Și pentru că Victor spunea, Vlad spunea de melodia aceea, am să vin, care cred că v-ați plictisit de câte ori ați auzit-o, am să vă cânt doar o strofă. Sau să nu vă cânt. Din depărtări când se întorc lumii, acolo lângă Buzău este satul meu. Dacă ar fi să-ți dăruiesc un cântec, un cântec ce se dă ca un inel, l-aș face doar din firele de iarbă, ca să fii și tu ca el. Am să vin dintr-o toamnă mai veche, florile de cireși când se pun la ureche. Am să vin dintr-o toamnă cu soare, florile de cireși când sunt pline de soare. Mulțumesc mult!
Salutul Ieroașului tău, părintele din Germania. Da, să știți că și eu curajul e aici și o salută și pe Cati și mă salută pe toți. Dacă ascultați peste 2 săptămâni emisiunea, o să vedeți că l-am invitat pe Ieroașul tău, părinte, care vă salută. Și chiar vă pupă și nu uitați, noi chiar vă iubim la de vreo diaspora. Vă mulțumesc! Corect, bușură, Timolar! Firu, și iar firu. Firul în mână, probabil nu va avea nevoie de fir. Geo Popa! Bună seara! Mă bucur că sunt la dumneavoastră în oraș. Am fost de foarte multă vreme. Folk am cântat și eu prin anii 70. Dar astăzi vă gândesc de albumul meu, Cercetorii Dragostei, 3 melodii. Beu, Ceu și... Balada Găsii Paralele. Reversurile tot de țara. Să plec din loc, să-ți spun că mi-e este bine. Că sunt mic, că dacă-mi face cam, la nicio bancă n-am de bus cu mine. Și nici bani cu fiii mei nu mâncam. Urând mereu pe scara de serviciu, spre casă-mi e curând pe patru mari. Am transformat speranță de edificiu, că sunt mă plămit. Și poți mai mare și palmele. Dar eu schimb mai bine, o așteptul, picior bine bun, între scrisori. Cât mai durește, peste noi sărbuturi, și Natalina, cu evrei din sori. N-am fac prea mult pentru la veție, nici când am fost nevoie să susțin. Dar dintre toți încă nu mai ție, am să-ți spunim din gânduri, dar îmi schimb. Ce-i împotrat, nu soare cum se cheamă, dar în stanță pasul cel mai greu. Eu voi fi traficant de neamă și cu vedea mea, pe tine mereu. Dar nu schimb adic, o aștept, nici ordine bune între scrisori. Cât mai putește, peste noi săruturi, și Natalina, cu evrei din sori. Nici ordine bune între scrisori. Cât
cât mai plutește. Vreți mai sărutul și Natalina, uite cu soluie, dar nu schimba nimic. Cunoaște-și butul, nici oricine pune deschisori. Cât mai plutește, vreți mai sărutul și Natalina, uite cu soluie, păstri mai bine și aștept pe patul. Și pune din pe mari să ca și jur. Din război ți s-ar fi întors bărbatul și ți s-ar tot de tot avea acum. Încep să mă încălzesc și mă bucur. Păcat că nu suntem chiar așa de mulți. Și îmi pare rău că acest spectacol nu poate să fie vizionat de întreaga Valea Jiului și este foarte puțin mediatizat. Poate pe viitor, dacă mai fi. Regea de Ierile noastră pe sugeor de sărmea. Schimbându-me la
trece viață, înapoi secunda, unde am jucat greșit. Vă mulțumesc, public minunat! Permiteți-mi să închei cu celebra piesă Lavinia, pe care probabil mulți de dumneavoastră ți-au zis după la postul de radio sau altul după un concert. E o piesă rock.
pentru piesele din această seară. Mulțumim, maestre! În minutele care urmează, pe scenă o să urce o domnișoară care se numește Anastasia. Pe scurt, Sia. Are trei piese. N-am reușit să mă decid asupra ordinei pieselor în această seară. Prima e cu Amorul, a doua e cu un pahar de vin și a treia e cu Adio. Eu zic că prima oară aș lua paharul de vin, după aceea aș face Amorul și după aceea mi s-ar spune Adio. Dar o las pe Anastasia să cânte piesele în ordinea alesă de ea. Anastasia, să aplaudăm! Bună seara! Vom începe, după cum am spus, nu cu un pahar cu vin, vom începe cu Amorul. Și vom încerca să terminăm tot cu el, nu? Muzica din depul, începe un dans nebun, singură mă pierd în fum, te iubesc și nu am.
sau să-mi scriu, fără tine eu știu. Mânările aduce, eu stau și te aștept. Un cuplu indiscret se retrage încet la separare. Atunci mă încerc, încă o dată să pot să sper. Cumva cu tine și vreau să la revedere, o să vă cânt Adio. Adio.
vă voi lăsa pe mâini bune. Așa zicem și noi, pe mâini bune, următorul interpret, Mapoe, este aici. Un interpret pe care îl cunosc de foarte mulți ani și sunt sigur că în această seară vă va bucura. În urmă cu foarte puțină vreme a ajuns din Tennessee, United States of America, nimeni altul decât cântărețul de country, Marianne Phillips. Și-o aplaudăm, vă rog. My boy, come here, please. Robert, please, turn off the light. Bună seara. Eu zic să începem cu muzica. O clipă. Nostalgia, raza fedei, prin
mea, una care până acum, zic eu, a avut cel mai mare succes, se numește Lampa lui Aladin și este piesa de titlu al albumului pe care l-am scos în 2012. The moon is the only light.
Anastasia și Marian Filip. Următorul interpret este pregătit. Cablu, cablu, cablu. Exact. Să știi că noi mai avem nevoie de el. Da, pac. Da, s-a auzit un pac. Încercăm? Dansezi, știi? Care mi se dansezi pentru tine. Iar acum notele pentru băiatul de la sunet, juriul, notele, vă rog. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Andra? Mihaela? Merge acasă. Asta e. Următorul interpret este pregătit să intre în scenă, Jul Baldovin! Nu de altă, dar e capul meu de acasă, așa că să avem grijă. Bună seara, bine v-am găsit! La mulți ani pro diaspora! Vă felicit pentru ceea ce faceți în fiecare an, să sperăm că vom avea din ce în ce mai multe spectacole, din ce în ce mai mulți oameni, să fiți alături de noi, să ne sprijiniți și să sprijiniți o mișcare ce va prinde proporții. Să fim, ca noi doi să fim.
Mulțumesc mult! Mulțumesc! A fost despre ea, marginea pământului următoare. Acasă se numește. Sper să vă placă. Cum vă stau
albastră îți spun în ea, care de acasă singur n-a plecat, el nu știa cum să răzbească în viață. În urma lui rămâne o casă veche, unde a trăit povești pe de pereche. Era brownie și poate nu-și amintește. Se uită în țară și se minte că va fi ușor, când din soarele va fi pe cer. El credea că nu va fi niciun or. A plecat și poate nu-i mai pasă. A plecat, dar poate cu zi el va reveni. A plecat, a plecat de acasă. A plecat și poate nu-i mai pasă. A plecat, dar poate cu zi el va reveni. Mai trecut poate cinci ani și ceva, băiatul nostru prin cultură stătea. El vedea cum soarele de la se-acoperea. Atunci pornind gândi spre casa sa, dar când ajunse nimeni nu mai era. Nu știa cum trecuse și pe la poate împătrânea. Aminte vorbe ce până azi n-au existat, ce vorbe bune mai erau, dacă era înțeles și la fi ascultat, tot auzea. Nu pleca, nu pleca de acasă, cineva e aici și de tine pasă. Nu pleca, cineva îi spunea, m-a gândit asta. Cineva e aici și de tine pasă. Nu pleca, cineva îi spunea, poate mintea sa. Ultima piesă, versul Mihai Eminescu, Frumoasă. Roi, 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 roi,
transformată în sui. Când ghirilor are pe pui, ridic apoi ochiul uimit și caut golul răsărit și caut în sufletul dus la cerul căzut în apus. Cobor apoi stânca în jos, mă curc între flori cu miros. În fluturi albaștri, în fluturi ușori, roici mânghiera prin flori, roici mânghiera prin flori. În fluturi albaștri, albaștri, în fluturi albaștri, în fluturi ușori, roici mânghiera prin flori. Zborul mi-e dut al zorilor, pe 20 iunie în Stuttgart și 5 iulie în Graz, în Austria, la spectacolele noastre. Mare plăcere! Și acum vreau să vă prezint pe cineva pe care îl cunoașteți 100%, toți cei din sală de aici îl cunoașteți 100%. E om de televiziune, lucrează la televiziunea română, e un purtător de cuvânt al unei instituții din Oradea, lucrează la Luc TV din Cluj, absolvent de teologie, absolvent al conservatorului, nimeni altul decât Vlad Dan Tătaru! Mulțumesc mult pentru prezentare, da? Colaborez cu televiziunea din Cluj, așa este. Să iau celălalt microfon, mulțumesc, Robert. And every single time.
Iar acum, ultima piesă pe care o să vedem în această seară, bineînțeles, am două piese, le-au cântat Frank Sinatra. De ce am ales acest interpret? Pentru că în data de 14 mai 1998 el pleca dintre noi. Ultima piesă care ne arată că am făcut doar ceea ce am vrut eu în viață, o dedic prietenii și colegii mele, Ecaterina Câmpian.
dragă să mergi pe drumul acesta, a fost greu, au fost 6 ani de încercări și să mai fie să dea Dumnezeu încă 60 de ani tot pe același drum și să ne revedem cu bine. Următorul interpret care va urca pe scenă, doar o secundă să-mi iau microfonul de prezentat, că nu vrem să reverberăm. Următorul interpret care va urca pe scenă și iată că mi s-a schimbat și vocea este doamna Eugenia Filip, să o aplaudăm! Dacă doriți! Bine v-am găsit! Am venit cu folclorul nostru românesc pentru dumneavoastră. La mulți ani pro diaspora! Mulțumesc din suflet pentru invitație doamnei Caterina Câmpeanu. Felicitări domnului primar pentru susținere. Este un lucru minunat acest lucru și vă doresc mulți ani cu fericire și cu multă bucurie tuturor colaboratorilor pro diaspora și să aveți multă, multă bucurie în viață. Să vă dea Dumnezeu. Mi-aduc aminte că la 6 anișori atunci am început eu să cânt muzică populară. Să vă dea Dumnezeu viață lungă cu multă, multă sănătate alături de cei dragi. La mulți ani! Nicio problemă, toate își revin la timpul lor. Thank you.
Nu trebuie să mă dorești pe mine, dacă mai dorești pe mine, am avea o gravă problemă, să știi. Deci e o problemă. O iubești pe... și eu iubesc, dar soțul dânsă în sală, nu cred că ar fi încântat sau de lucrurile astea. Următoarea interpretă este o rădeancă de-a mea prin adopție. Vine din Mangalia, se numește Doina Muntean, este membra Federației Star Music. Și mai mult decât atât, ea în această seară ne va cânta trei piese. Prima piesă se numește Suntem două surioare, a doua piesă se numește Lume, nu mă judeca, iar cea din urmă, Mărioară de la mama lui de Cluj, de la Gorj. Să aplăm pe Doina Muntean!
M-ați lăsat fără microfon, asta este. A fost Doina Muntean, alături de mine, invit pe Ecaterina Câmpean să vină pe scenă, în aplauzele dumneavoastră. Vină pe scenă, Adrian Gelu Radu, care este profesor universitar, rog să vină pe scenă. Pe domnul Dan Alexe, care este președintele Casei Naționale de Asigurări din Pitești. Am să îl invit pe scenă și pe Cornel Bucșă din Germania, care lucrează la Mercedes. Guten Tag, Cornel, bine. Am să îl invit și pe Florin Tutuianu. Mai sunteți colegi pe aici? Am să luăm și pe domnul primar să vină alături de echipa de Mondeasă. Și nu în ultimul rând, l-am lăsat intenționat ultimul, dar cei din urmă vor fi cei din lui. Domnul Robert Landman. Robert, pune și microfonul tremură în fața ta. Managerul postului de radio, Robert Landman.
Crăciun pentru minunata piesă. Nu în ultimul rând domnului primar Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan, căreia îi mulțumim că ne-a găzduit, și în mod special doamnei Ecaterina Câmpian. Vă mulțumesc și eu foarte mult, vă invit și mulțumesc colegului meu Robert Carman din Germania pentru încrederea acordată. Vă iubim!